Salut, numele sunt Kiwi și azi filmăm din nou FIFA 2015, cariera cu Manchester City și uitați-vă cât a transfer bugetul, doamne, putem să luăm și cu pe Ronaldo cu bugetul ăsta, deci, doamne, ce echipă o să ne facem, deocamdată n-avem noi nevoie de Ronaldo, nu fac niciun scouting deocamdată, voi vedea, cred că o să-l iau pe Bale, mai mult ca sigur, îmi place atât de mult jucătorul ăla. Avem, nu știu câte luni, stai un pic, asta, december, în ianuarie, deci mai avem 2 luni, până când putem face transferuri. Oricum, deocamdată, vom juca meciul contra QPR da, să sperăm că vom face ceva bun în meciul ăsta, nu ca meciul trecut, 1-1, ce m-am ofticat după episodul normal. Ok, și vreau să mă mulțumesc extraordinar de mult pentru cele 50 de like-uri la episodul cu Manchester City, deci nici nu m-am așteptat la așa ceva, sunteți cei mai tari subscriberi. La episodul ăsta măcar 30 de like-uri să strângem și noi, nu știu. Vă rog frumos oricum, ca de obicei, dacă apreciați seria și vreți să continuăm, să continui de fapt. Bă. Ce mă enervează nesimțitul ăsta de comentator. Normal că iar le pun pe 10. Bă, da, și picioarele. 5, 5, 5. Data trecută aveam 4 sau 5? 4. Ok. Dacă apreciați seria, vă rog frumos să dați un like. M-ar ajuta extraordinar de mult. Și după cum vedeți, noua interfață, adică premieră, practic, scoreboard-ul de la Premier League, tot sponsorizat de Premier League în FIFA 15 și pierdem minge aici. Da, Sania nu știam eu că e la Manchester City, cred că a făcut ceva transfer, habar n-am. Spuneți-mă în comentarii, Sania e sau nu la Manchester City? Mă rog, dacă aveți chef. Și vreau să-mi dați niște idei de jucători cu potențial, niște mijlocași mai ales, sau niște extreme, ceva, cum vreți voi. Sania aici cu Aguero cu Jovetic. Meciul ăsta e destul de important, suntem în campionat, suntem pe locul 10, pentru că de acolo am luat echipa și, nu știu, poate revenim pe locul 1, habar n-am. Hoale la minge, pasează către Sandro și... Cum? Deci asta mă enervează în FIFA 15, portarii își iau foarte ușor golul pe corțul scurt. Uitați-vă, deci e poziție imposibilă, aia trebuia să o ia foarte ușor. Nu sunt eu acum pregătit pentru FIFA pentru că e destul de dimineață, mă rog. 12 la mine e dimineață. Și sunt destul de obosit și chestia asta și, da, sunt destul de prost acum la FIFA. Mă rog, haideți să comentăm acest match. Sania la minge, pasează către Aguero pasează către Silva cu Ture. Ia, normal. Ture ia foarte bun la lovituri libere. Și în realitate și în FIFA. E super bun. Deci, practic, când o să avem o lovitură liberă, numai cu el o să batem sau cu Aguero, nu știu, vedem noi. Hoale la minge, destul de periculos QPR. Este 1-0 pentru ei. Ceea ce e foarte ciudat. Dar Manchester City sunt cam ciudați, câteodată sunt bun, câteodată nu. Sandro pasează către Tarab și Hart apără. Nu sunt în formă așa bună cei de la Manchester, nu știu ce au. Nici Aguero, nici Jovetic. Trebuie să-i fac eu așa mai buni cei. Nu cred că sunt obișnuiți cu tactica asta. A mea, n-am vrut să dau pas acolo. E nașpa că e umbra asta și eu nu mai văd nimic de umbra asta de aici. A stadionului, când mă duc pe partea aia. Vorbesc de Julio Cesar, comentatorii sus acolo în stânga. Cel puțin așa cred. Vargas la minge, întoarce și Vargas! Un șut destul de periculos. Deci, nu știu ce să spun. Nici nu am timp de reacție pentru că cei de la City, nu știu, nu sunt într-o formă deloc bună. Și meciul ăsta va fi destul de greu. Jovetic la minge. Jovetic nu poate să facă nimic pe cont propriu. Nazri, pasează aici ca... Oh, fuck. E bun fair. E bun fair, da. Pasează către Tarab la minge către Wright Phillips. Phillips pasează către Vargas. Vargas întoarce mingea și fer un șut pe lângă poartă. Slăbuț.
Da, și după cum v-am zis, vă rog frumos să-mi dați idei de mijlocaș de extreme, gen Bale sau chestii de-astea. Sandro, ce bine a luat mingea acolo. Vargas pasează către Hoale. Hoale greșește aici și Company este la minge. Company pasează lui Fernandinho. Fernandinho cu Aguero. Aguero n-a vrut acolo. Și de ce nu dau pas așa? De ce încerc mereu pas de-astea pe poziție viitoare? Habar nu am. Foarte bine Mangala. Era să se încurce fundașii noștri. Mergi este Company, pasează către Sania cu Fernandinho, ce repede a trecut timpul. Minutul 40 și de-abia. Și foarte mulți mi-au cerut să editez episoadele. Eu nu pot să editez episoadele nici simbol. Când o să avem timpul să facem asta? Dar eu zic că are mai mult farmec să fie tot meciul. Nu știu, spuneți-vă opinia în comentarii. Meci sau tot meciul sau numai fazele importante? Chiar aș vrea să aud opinia voastră, pentru că mulți îmi zic tot meciul, mulți îmi zic fazele importante, deci e ceva de nedescris. Mi-a întrerupt contraatacul, mă rog, contraatacul, arbitru. Suntem tot pe attacking. Cred că o să-i bag pe tactica lor. Nu mai îmi fac tactica mea. E default. O să-i las pe tactica lor. Possessive sau high pressure? Știi ce? Sau posesie? Nu. Nu, lăsăm așa, default. O să lăsăm pe normal, pentru că, na, nu i-am obișnuit cu tactica mea. Roma erau de la început așa și, na, puteau să facă față. Să vedem dacă o să jucăm mai bine cu tactica asta. Habar nu am, sincer. Wright Phillips greșește aici, Sania la minge. Pornim pe un mini contraatac, ca să-i pot zice. Nazri pasă către Aguero. Aguero pasează către Fernandinho. Nu știam dacă e al lui QPR sau al nostru. Fernandinho centrează Jovetic. Aproape să marcheze un gol cu capul, pentru că e foarte bun la cap. De-aia am credere în el la jocurile aeriene, să zic. Vargas se întoarce aici, pasează către Tarabt. Tarabt se duce către poartă, Tarabt se duce în spate. Fer pasează către Sandro, din nou Fer la minge către Tarabt și Isla nu poate face nimic. Dar totuși dăduse bine centrarea. O să trebuiască să schimbă niște jucători, dar în minutul 60, care cred că o să se facă în câteva secunde. Aguero, dar vreau să pornesc pe atacul ăsta. Aguero, se duce către poartă. Aguero pasează aici și e un meci destul de plictisitor. Dar n-am ce face. Nazri va fi schimbat cu Lampard. Nu știu ce să mai fac. Lăsăm așa. Da, lăsăm așa deocamdată să schimb. Nu știu, văd pe cine cu Fernando să intre și el pe teren. McCarthy degajează. Încă pe aici companii. Bine. Nazri cu Silva. Mergi este din nou Nazri pasează către Turei aia. Turei aia pas. Ce frumoasă era pasa, am bat piciorul. Și era și gol, dacă o prindea, dar oricum era offside. Mă întreabă simbol dacă e gata cu filmatul. Nu, deocamdată nu. Cred că și el mi-a spus că filmează și el care cu de jucător, deci o să aveți cred că două episoade azi, habar n-am, sau unul azi și unul mâine, ca să aveți cu ce vă delecta în fiecare zi, vedem noi. Dar nu contează, la minge este Vargas și cei de la QPR trag de timp. Au cei de pe World Class, au rahatul ăsta cu posesia și au dat bar cei de la QPR. Au porcăria asta cu posesia, enervantă. Nu știu ce naiba fac așa cu mingea. Oh, și aici Jovetic recuperează, se duce către poartă. Jovetic! Jovetic! Oh, fa! Și dăduse bine șotul. Dar cred că a respins-o cineva, că s-a dus prea încet și măcar i-a sărit încet după ea, deci nu. Era gol oricum dacă. Oh, Clichy recuperează mingea. Pasează! Clichy.
Dăduse bine. Clișii, ești un clișeu. Mă rog. Nu e. Silva, ești cu Lampard. Lampard pasează către Silva. Silva aproape să dea o centrare, presupun eu că era bună. Mangala, ce săritură acolo. Aguero, Aguero pasează aici pentru Lampard. Lampard, gol! Lazio! Lampard, în rezerva noastră. Ce pas a dat Aguero în loc să se ducă singur și Lampard, un gol foarte frumos, mă rog, singur cu portarul. Este 1 la 1 în minutul 80 și am avut dreptate, mai bine la aspect tactica lor. În Anglia cred că e diferit față de Italia, deci au un stil de joc diferit, probabil. Nu contează, la minge este Sun Iurple, știi ce? Turea ea pasează aici către Jovetic, Jovetic cu Aguero. Aguero, ce bine driblează aici, Aguero se duce către poartă, Aguero driblează foarte frumos acolo, Aguero, Aguero se duce către poartă, Aguero. Oh, doamne! Habar n-am ce trebuia să fac acolo, toți veneau după mine, Aguero nu mai avea stamina și, da, nu mai aveam ce face. Isla aici, oh, ce bine a driblat Isla. Și este minutul 87, cred că se va termina egal. Deci, aici e... Practic numai egaluri au fost în episoadele astea. Cred că 3 episoade în continuu au fost egal. De ce numai un minut în plus? Nu înțeleg. Și cu Naguero pierde aici mingea și cred că aici e gata. Da. E 1 la 1. Și fuck. mă rog, un meci destul de bun, dar na. Ce să facem? 1 la 1. Sergio Aguero, cred că nu a fost omul meciului. Tarabda a fost omul meciului, dar a avut un rating foarte bun Aguero, la fel și Hart. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, te rog frumos să dai un like. M-a ajutat foarte mult și v-am zis, dacă putem atinge 30 de like-uri, ați fi cei mai tari. În episodul trecut am strâns 50 de like-uri. Habar n-am cum. Habar n-am cum. Ok, și da. Eu am fost Kiwi, dacă ți-a plăcut, dă-i like din nou, pa, pa!